propunerea de a intra sub acoperire în compania SSC? Propunerea de a intra sub acoperire a fost primită de mine cât și de companie foarte bine. Este un motiv în plus pentru a afla realitatea din teren, cu ce se confruntă oamenii și să ne ducem înspre ei. Există un lucru de care o să-ți fie teamă, nu știu, care crezi că o să te pună în dificultate? Un job ce ar putea să mă pună pe mine în dificultate, la care mă gândesc, este cel de salvator. O să vedem în funcție de locațiile alese ce întâmpinăm. Dar în principiu cel de servant pompier este unul solicitat. În care crezi că sunt șansele ca angajații să te descopere? Din punctul meu de vedere, șansele ca angajații să mă descopere sunt de 30%. Pentru că am avut deplasări destul de dese prin țară, însă pot să zic că e un flux foarte mare. Noi fiind în retail, în fashion, în industrial, fluxul este destul de mare și nu cred că memoria vizuală este sau și-a pus amprenta, chipul meu sau statura sau cum arăt eu ca individ. Sper că acestea să nu mă descopere, iar proiectul să fie unul de succes. Familia cum crezi că o să reacționeze când o să te vadă deja? Familia cred că o să fie surprinsă și amuzată într-o oarecare măsură, că sunt obișnuiți cu mine așa cum o vedeți acum și fiind deghizat, alte haine, nu știu exact cum au ales colegii să fiu echipat și deghizat, dar cred că o să fie fană.